Doamna Cântec, dacă în prima parte a emisiunii am panoramat aceste 10 zile de festival, mi-aș dori ca în a doua parte să facem o educație, inclusiv eu să beneficiez de ea, pentru că mai mult ca sigur există nuanțe și elemente pe care noi fiind pe partea aceasta a baricadei nu le înțelegem. Un element ar fi ce înseamnă, doamnă, să fii teatrolog, să fii critic, pentru că noi când ne gândim la critici, fie că vorbim critici artistici, culinari, ne gândim la un om foarte rău care vine să demonteze absolut ce s-a construit și să îl descrie în tușele cele mai întunecate. Lămuriți-ne asupra acestui aspect. Haideți să fac o trimitere nostimă la Ratatouille, la lungmetrajul de desene animate, unde protagonistul, în afară de cel din titlu, era Anton Ego, un nume ales deloc întâmplător, care era un critic gastronomic. Și cei care ați văzut filmul, poate vi-l amintiți, era un slăbănoc, cenușiu, încercănat, cearcăneam și eu din cauza festivalului și din cauza timpului petrecut în fața ecranului, nu a ecranului de televizor, a ecranului de laptop, că da, asta fac criticii de teatru. Se uită la spectacole, merg la spectacole de teatru, citesc o grămadă de cărți, le trec prin cap tot felul de idei și după aia scriu. Sau vorbesc la televizor, sau vorbesc la radio, sau își fac bloguri, sau nu știu, pe TikTok încă nu cred că avem critici de teatru, dar o să colonizăm, o să colonizăm și acest mediu. Care este rostul criticului de teatru? Rostul criticului de teatru acesta este, pe de o parte, să așeze o oglindă evaluativă în fața artiștilor, în fața creatorilor. Să le spună, în acest spectacol este foarte reușit un anumit element, să facă niște comparații cu activități, cu creații precedente ale aceluiași realizator. Pe de o parte, deci relația criticului, criticul este o interfață care conectează artiștii și publicul. Cea de-a doua jumătate a obligațiilor profesionale vizează publicul, vizează spectatorii. Adică, obligația noastră este să oferim și un fel de ghidaj pentru spectatori, atât pentru cei interesați și familiarizați cu teatrul, cât și pentru novici, cei care din diverse motive n-au ajuns, și să reușim să le stârnim interesul și să îi îndreptăm spre spectacolele de teatru care merg. Criticii de teatru, după cum vedeți, sunt oameni, fac și lucruri constructive, mai pragmatice decât a scrie despre teatru. Nu scriem numai cronici referitoare la un spectacol, teoretizăm, scriem cărți, gândim evenimente, facem dezbateri și facem și festivaluri. Cu asta ne ocupăm, pentru că a curatoria, a fi selecționerul unui festival, înseamnă să ai o expertiză foarte largă în domeniul teatral. Când scriem, depinde foarte mult pentru ce publicație scriem. Dacă este vorba despre o publicație academică, cele de la universitate, că sunt și profesor la Universitatea de Arte, pentru că mi se pare firesc să încerc să transmit și altora din ceea ce am acumulat eu la nivel teoretic până în acest moment. Deci dacă e vorba de o revistă academică, sigur, trebuie să respectăm tot tiparul academic, cu citări, cu trimiteri bibliografice, cu analize mai ample, mai de subtext. Dacă scriem pentru o revistă cu o circulație mai largă sau pentru un cotidian, atunci trebuie să ne adaptăm un pic limbajul la targetul de posibili cititori. Și vă mărturisesc că îmi plac provocările, eu detest rutina, n-aș putea să fac lucruri, să repet de 11.000 de ori aceleași chestiuni, așa sunt structurată. Criticul de teatru trebuie să găsească formula cea mai potrivită pentru a stârni curiozitatea cititorilor.
Am scris și studii academice, bineînțeles, dacă sunt și doctor în teatrologie, sunt conferențiar la Facultatea de Teatru, dar am scris și cronici de 5 rânduri. Închipuiți-vă ce efort de sinteză a trebuit să fac să portretizez un spectacol pe care l-am văzut în 5 rânduri, în așa fel încât să subliniez și cât mai multe elemente referitoare la spectacolul respectiv, cel care citește să reușească să-și facă o idee de crochiu măcar despre spectacolul acela și eventual să reușesc să-i stârnesc atenția și să se ducă să îl vadă. Cam asta e rostul criticului de teatru. Sigur, criticul de teatru nu este un personaj foarte popular. Deci nu avem fan cluburi. Artiștii ne adoră când îi lăudăm și ne urăsc, o spun de-a dreptul, și spun că nu ne pricepem la ceea ce facem, în momentul în care, în mod argumentat, le sugerăm că într-un anumit spectacol lucrurile nu au mers chiar cum ar fi fost de așteptat, poate ceva la nivelul textului, poate ceva la nivelul jocului actoricesc, poate ceva legat de structura unitară a spectacolului. Însă, avem și cititori care ne urmăresc. Și asta este foarte plăcut, pentru că nu e un exercițiu de vanitate în niciun caz, este un exemplu că activitatea noastră este utilă, în sensul că ajutăm prin ghidajul evaluativ pe care îl facem, ajutăm anumiți spectatori să aibă o altă privire asupra unei creații artistice. Am înțeles așadar că nu este chiar un concurs de popularitate deloc. Să fii critic de teatru. Și acum, ca să vin și eu cu o perspectivă din exterior, vreau să vă întreb în ce măsură uneori simpatiile sau antipatiile de la nivel personal se pot răsfrânge asupra unei critici publicată undeva, pentru că nu în târgul nostru, dar am auzit că există situații de acest gen. Da, cum spuneam, și criticii de teatru sunt oameni. Eu am un cod deontologic personal, conform căruia nu am prietenii în mediile artistice. De ce? Pentru că mi-ar fi foarte greu, asta nu înseamnă că e valabil pentru toți criticii de teatru, eu mă refer la mine, mi-ar fi foarte greu să scriu despre prieteni. Adică, da, eu m-aș detașa neîndoielnic, dar aș fi mereu suspectată că dacă îi laud pentru că-s prietenii mei, sau dacă i-aș critica, are ceva cu el. Deci eu fac această distinție. Acum, asta nu înseamnă că nu stau de vorbă cu oamenii de teatru, pentru că este normal să discutăm și înainte de spectacol și după spectacol, dacă ei sunt curioși să afle opinia criticilor de teatru. Alți colegi de breaslă reușesc să se detașeze, dar în cazul meu eu evit prieteniile în mediul artistic. Slavă Domnului, am suficienți prieteni în alte domenii. Și da, există suspiciuni, sunt perfect omenești. Așa cum actul artistic este un gest subiectiv, da, de exprimare a unei subiectivități, la fel este și cronica de teatru, ceea ce scriem noi despre un spectacol. Condiția și garanția că aceste suspiciuni dispar o reprezintă argumentele pe care le aduci când afirm că spectacolul X nu este reușit. Pentru că? Și încep să argumentezi făcând recurs la teoriile pe care le deții din postura de cititor pasionat de teorie teatrală și, sigur, comparând spectacolele, pentru că vedem tone de spectacole, unele bune, unele foarte bune, dar și foarte multe proaste. Spun acest lucru pentru că la un moment dat cineva mi-a spus că mă invidiază pentru că văd foarte multe spectacole bune. Și am zis, da, văd și foarte multe spectacole bune, dar văd și foarte multe spectacole proaste.
De ceva vreme părăsesc sala la spectacolele dificil de privit sau chiar de neprivit. Sigur că nu mai scriu despre ele, pentru că dacă vrei să scrii despre un spectacol, trebuie să-l urmărești de capul al fine, altfel pierzi, nu? Deși, cum spuneam, dacă ceva începe prost, e greu de crezut că se mai repară în partea a doua, dar fac parte din principiile mele profesionale. Dar da, ies pentru că consider că timpul meu este foarte prețios și că atâta vreme cât un spectacol nu-mi transmite nimic, nici la nivel emoțional, nici la nivel intelectual, chiar n-are rost să stau acolo. Nu sunt un critic scrobit, deci nu intru în sala de spectacol cu morgă, nu-mi controlez reacțiile, mă bucur și eu ca orice alt spectator și eu până la urmă sunt un spectator, la fel ca toți ceilalți din sala de spectacol. Sigur că am un repertoriu de spectacole văzute mult mai bogat și mult mai multe lecturi prin natura profesiunii mele. Și noi, criticii de teatru, trebuie să ne menținem la curent cu tendințele momentului, pentru că altfel devenim expirați, ceea ce ar fi foarte expirați profesional, ceea ce ar fi extraordinar de trist. Vom extinde atunci termenul de valabilitate pentru exact. Criticii de teatru. Exact. Vreau să ne spuneți ce înseamnă mai exact artele spectacolului, pentru că este un termen pe care îl auzim din ce în ce mai des, dar care cred că ne este destul de neclar. Ce înseamnă artele spectacolului? Înseamnă fix ce spune alăturarea acestor două cuvinte, adică spectacole de teatru, spectacole de operă, concerte, spectacole de dans, ceea ce înseamnă cultură vie. Da? Cultură vie în sensul că aceste formule pe care le denumim artele spectacolului presupun concomitența în timp și spațiu a artiștilor și a spectatorilor. Nu este ca în literatură, da, ca să dăm un exemplu, în care autorul își scrie lucrarea, editura e o publică, stă în librării, stă în biblioteci și așteaptă cititorul, care poate să o citească azi, să citească două pagini, să peste un an să o recitească, să o foileteze și așa mai departe. Artele spectacolului sunt arte vii. Ar fi un nonsens să jucăm teatru și sala să fie goală. Sigur, acum în pandemie, prezența asta a fost intermediată de ceea ce noi am numit teoreticienii al cincilea perete, adică ecranul, pentru că s-au transmis, din cauza regulilor sanitare, s-au transmis foarte multe spectacole în mediul online. Dar esența artelor spectacolului este aceasta. Sunt arte vii, sunt arte care se desfășoară în același loc și în același timp, artiști și spectatori. O să fac un exercițiu de confesiune așa și să le recunosc telespectatorilor că așa post festum ziua mea am primit cadou de la dumneavoastră o splendidă carte pe care vreau să le arăt. Pentru transparență, că tot vorbeam de acest lucru, Fereastră către digital, teatrul și noile tehnologii. Da, este un volum colectiv, un volum pe care l-am coordonat și care a apărut în cadrul festivalului. Este a șasea apariție a unei serii de lucrări colective pe care le-am realizat împreună cu câțiva dintre colegii mei critici de teatru, pe care îi necăjesc în fiecare an, de regulă în perioada concediilor, pentru că la noi e mai greu să afli ce finanțare ai. Nu-i ca prin alte părți unde deja la momentul ăsta Teatrul Odeon de la Paris, de exemplu, sau Comedia Franceză sau Royal Shakespeare Company de la Londra știu exact ce buget au pentru anul viitor, știu exact ce spectacole vor avea, știu exact care este data premierei. În România, unde lucrurile sunt mult mai originale în toate domeniile, noi aflăm bugetele de regulă pe luna aprilie, mai, martie a fost situația cea mai fericită, deci este destul de greu să lucrez proiectiv și atunci eu îi necăjesc pe colegii mei când vara, când lumea pleacă în concediu. Dar sunt volume colective care oferă o perspectivă polifonică. Aici, evident, sincron cu tema festivalului, ne-au interesat
elementele acestea de colaborare creativă dintre artă și tehnologie. Este un volum foarte interesant, de ultim interes teoretic. Facem referire atât la artiști din străinătate, cât și la artiști din România, pentru că avem și în România, din fericire, artiști care s-au ocupat foarte mult de joncțiunea asta, artă și tehnologie. Sigur că nu la nivelul în care se face, de exemplu, în Germania, pentru că vă închipuiți, experimentele acestea cu inteligența artificială sunt foarte costisitoare, îți trebuie dotări, nu mai imaginați-vă ce computere îți trebuie, ca să nu mai zic de know-how respectiv. Dar ținem aproape. Pentru că ne-ați vorbit în cadrul întrebării anterioare despre artele spectacolului și cum e nevoie de un receptor în același timp, voiam să vă întreb despre acest public tânăr de toate vârstele pe care îl aveți de peste un deceniu în cadrul festivalului. Cum s-a schimbat dinamica? Cum s-au schimbat caracteristicile sale? Pentru că mai mult ca sigur de la an la an apar niște schimbări și dumneavoastră ajustați programele pentru anii viitori în funcție și de acestea. Chiar sunt foarte mulțumită că în acest parcurs de 14 ani am reușit să modelăm un public. Fiecare instituție, fiecare eveniment, fiecare festival are finalmente publicul pe care și-l formează. Formarea publicului este de cursă lungă. Nu poți să formezi spectatorii într-un an. Nu este un curs intensiv pentru așa ceva. Închipuiți-vă că un spectator care la prima ediție, aceea din 2008, avea 10 ani, la ediția de anul acesta, da, a trecut de la spectacolele de dimineață, cele care li se adresează puștilor, a trecut la categoria tineri adulți, pentru că are 24 de ani. Dar este un spectator care a avut ocazia să vadă foarte multe exclusivități naționale, numai aici la Iași, foarte multe companii de teatru care n-au mai fost până a venit la Iași niciodată în România, că au văzut Bread & Puppet Company din Statele Unite, că au văzut compania lui Joel Pomra și Scufița Roșie, cu care se deschisese cu un an înainte festivalul de teatru de la Avignon, că au văzut marionete vietnameze pe apă, că au văzut spectacole din Canada, din Statele Unite ale Americii, din Chile, din Brazilia, din Somalia, din Australia, din Noua Zeelandă, din Thailanda, din Japonia. Sigur, deja prezențele europene sunt aproape la ordinea zilei. Franța, Germania, Italia, Spania, sunt Marea Britanie, chiar dacă a fost cu Brexit, sunt nelipsite din programul nostru. Deci avem un public modelat, un public educat, un public sensibil, rafinat, pe care noi îl răsfățăm și el ne răsfață la rândul lui prin aplauze la fiecare ediție de festival. Tare mult mi-aș dori ca timpul să ne răsfețe și pe noi și să se dilateze puțin, să se dilate și să ne mai dea câteva minute. Din nefericire, colegii îmi șoptesc insistent în cască. Să ne oprim. Faptul că a sosit momentul să ne luăm la revedere. Doamna Cântec, mi-a părut tare bine că ați venit, că ne-ați povestit și că ne-ați educat. Și să continui, da, domnul, să aveți energia și forța să faceți acest lucru în continuare. Domnilor și domnilor, până data viitoare când vă aștept la o nouă ediție a emisiunii În Culise, noi știm că viața noastră este o scenă, iar noi suntem actori, așadar să ne alegem bine și festivalul, dar mai important să rămânem mereu cu sufletul tânăr. O seară bună!